6 este lucrări, nu au fost publicitate și solicitate, ocupe o masă mentală care este destul de mare și este foarte prestigioasă. Deci, o lucrări care aparțin special ultimilor ani de creație și cred că mai ales ultimii 2-3 ani, care, după părerea mea, arată o nouă etapă în ceea ce a realizat Gheorghe Andreescu. Fiul Gheorghe Andreescu a fost un ocupat de mine aportat și de elementul tridimensional, obiecte, instalații și a dat măsura în mai multe zone ale artelor vizuale. Se vede însă că pictura rămâne zona cea mai stabilă și zona în care cred că poate fi pe deplin autentic. Și acest lucru îl arată toate aceste lucrări, unde pot să întâlnim, desigur, genul tradițional al artelor plastice, peisaj, natură moartă, capașă lumină, sigur și compoziții cu anumite tendințe simbolistice, cum sunt acestea din fundal, cum arată aceste lucrări, dar toate, în general tot ansamblu, exprimă, aș spune, una dintre caracteristicile pictului, capacitatea de a reda spațiu. Spațiul este un element care ne cheamă, ne vorbește afectiv în toate lucrurile pe care le creează. Cum realizează acest lucru? Sigur, nu este ușor să demontezi angrenajul acesta complicat care este cel al creației unui artist și nici nu avem pretenția că o să demontăm pe deplin. Putem doar să găsim niște elemente, niște tendințe care sunt caracteristice. Una dintre aceste elemente, deci spațiul este creat în mare măsură prin formă, prin eșalonarea formelor, prin capacitatea lui de a construi compoziția. Și de altfel, o lucrare de artă nu poate să reziste dacă nu are o construcție solidă. Dar el spune că această construcție este de expresivitate specială. Fie că e vorba despre un țăr cu câteva părți, fie că e vorba de niște strângi sau de niște naturi moarte. De fiecare dată, această construcție, desenul, modul cum se desfășoară în spațiu volumele sunt foarte importante și au o claritate deosebită. În strictă corelare cu ce înseamnă forma, această formă expresivă despre care vorbeam, este și culoare. Aș spune că Gheorghe Andreescu este un colorist, deși nu este mult în timp la el, să spunem, culori foarte, o paletă cromatică, să spun, foarte extinsă. Nu întâlnim, să spunem, culori excesiv de puternice. I-aș găsi calitatea exactă în capacitatea lui de a-și alege grama cromatică, alege o gramă cromatică relativ restrânsă și de a merge pe rafinamentul ei. Un rafinament care este legat și de o zonă de severitate, de austeritate. Nu face exces de culori puternice care să ne impresioneze și să ne șocheze. Zona aceasta a grimurilor și care pune în valoare niște elemente cromatice, domanice, de fapt, grimuri și elemente de verde, grimuri și bineînțeles, grimuri colorate, deci o mare paletă, o paletă foarte bogată, cu accente de violet. Toate acestea sunt caracteristice și cred că pe parcursul anilor și le-a accentuat și le-a aprofundat mai bine spus în ceea ce înseamnă cromatică și legătura dintre cromatică și formă și a ajuns la ceea ce se numește stil. Gheorghe Andreescu are un stil, un stil bine definit. Niciodată n-am putea să confundăm o lucrare de anumită, dacă nu e semnată, dacă nu are imagine, niciodată n-am întrebat oare cui aparține. Este limpede Gheorghe Andreescu. Datorită, așa cum spuneam, acestor elemente foarte clare, care ne solicită, ne solicită atenția, ne captează atenția. Și aș mai spunea că este vorba încă de un lucru, de capacitatea de a crea motive. Este suficient să fie în fața unui peisaj, adică peisajele acestea, aș spune că nu sunt întotdeauna deosebit de atrăgătoare, sau poate nu sunt
deosebit, nu spun ceva special unui om obișnuit. Din cel mai simplu peisaj o să ne facă, dacă l-ai emoționat, sigur, o să ne facă o imagine care ne emoționează și pe noi, o imagine care ne comunică, nu ne lasă să plecăm în fost în fața durerile respective și pe care o păstrăm în memorie. Aș mai adăuga un element, capacitatea de a ritma, de fapt, sunt anumite contexte în care ritmul are este un element esențial, cum sunt câteva concluzii, bărci la mari, realizat în multe bine la bărci, și care de asemenea este un motiv la unul ori destul de banal, ci la unele bărci, nu pe bărcile, reușește să facă un motiv plastic care reflectează mai mult decât obiectul respectiv, ne sugerează întregul ambient, mișcarea valurilor, atmosfera și tot ceea ce înseamnă un anumit peisaj. Așa cum spuneam, este un artist care de-a lungul anilor a căpătat și mai multă profunzime, un artist care nu vrea să efateze, un artist care este autentic și care vrea să ne să stăm cu multă sinceritate, cu multă onestitate în fața lucrărilor sale și nu vrea să, cum se spun, nu vrea să arate că este altfel. Multa emoție și mai ales multa cele practice de o mare greutate pe care le-a acumulat în timp sunt elementele prin care reține atenția și prin care cred că va rămâne în poate în vorbe sunt puțin prea mari, desigur, dar la urmă nu putem permite să facem și unele evaluări de perspectivă. Cred că va rămâne unul dintre unele care formează peisajul artei românești.